Preșcolarii de la grădinița Andrieș din orașul Florești au oferit bunicuțelor un spectacol minunat. Copiii îndrumați de educătoare au susținut un program artistic compus din versuri și cântece despre bunică, impresionând până la lacrimi pe cele prezente. Astăzi e ziua bunicuțelor. Noi foarte tare le iubim, ne faci plăcințele, ne ajută și ne citești povești. Eu iubesc foarte mult pe bunica și urez sănătate, fericire. Ne citești cărți, ne spune povești. Mă învăț matematică. Îi doresc cu bunica mea multă sănătate, bucurie și fiecare copil să aibă o bunică. Potrivit educatoarei, acest gen de acțiune reușește să stârnească interesul copiilor spre lumea frumosului, înțelepciunii și creativității. Organizată această sărbătoare pentru cele mai scumpe și cele mai dragi ființe de pe pământ, care sunt bunicuțele, care mereu au grijă de acești pici voinici, acești bobocei, acești îngerași. Desigur, cel mai frumos dar pentru bunici este recunoștința adusă de nepoți. S-ar părea că nu de mult nepoții lor făceau primii pași și învățau să vorbească. Și acum se bucură cu talentele lor, spun bunicuțele prezente la activitate. Piesa ieri datorită doamnei educătoare. O stare bucuroasă din nepoțică. Foarte frumos și foarte interesant. Ne mândrim de dânsul, de doamne și pe așa și mai departe, sănătos, crească mare. Să învețe bine la școală, să asculte părinții și pe bunii. Ziua bunicuțelor în țara noastră se sărbătorește în fiecare an, în ultima sâmbătă a lunii septembrie. Fiind instituită în semn de respect și recunoștință pentru efortul depus de bunici în educația tinerei generații, precum și păstrarea tradițiilor și valorilor naționale.